fostul ofițer Daniel Dragomir, reacționează după interviul incendiar al lui Ghi, lucrurile arat ca o refuială între gesturile tip. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat joi, într-un interviu Mediafax, ce interviul lui Sebastian Ghi, prezentat miercuri de evenimentul zilei, arat mai mult ca o refuială între gesturile tip, deoarece fostul parlamentar încearcă să spun doar anumite lucruri, nu tot adevărul. Din punct de vedere al devoalării unor lucruri, Ghi este o persoană curajoasă, dar după interviul de aseară am avut un gust amar din punct de vedere al celui care încearcă să arate anumite lucruri. Când vii subliniere îi spui ce o să prezint o fotografie. Lucrurile acestea arat ca o refuială între gesturile tip, a declarat Daniel Dragomir. Dacă e ceva de spus public, spunem cu documente. Dacă spunem ce mai ori nu subliniere tia, ce Florian Coldea era rău, dând cu subliniere i rusi erau extraordinari punct să spunem lucrurilor pe nume. Ori iartă-te-me ce s-a întâmplat, ori încerc-me să metamorfoz-me sistemul sublinierei să rămânem la butoane, dar să iartă-me ce au fost abuzuri la ploie sublinierei sublinierei nu sublinierei unde, a mai spus Dragomir. Evenimentul zilei a prezentat, miercuri, un interviu cu fostul parlamentar Sebastian Ghi în care acesta vorbe subliniere despre plecarea sa din car, ultima întâlnire cu Florian Coldea sublinierei despre faptul ce George Maior nu ar fi fost de acord în toate deciziile cu adjunctul său de la SRI. Vorbe sublinierei despre o fotografie în care ar fi împreună cu Laura Codruca Covesi, dar poza a fost prezentat doar jurnalistului Ion Cristoiu.